Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Ne aflăm la Spitalul Județean Gorj, alături de domnul manager Gigel Capotă. Bună ziua și bun găsit! Bună ziua! Domnule manager, știm că azi încep demersurile pentru ridicarea aparatului RMN deținut de firma privată. Care este situația? Deci, conform înțelegerii amiabile pe care am avut-o cu reprezentantul firmei private, începând de astăzi, deși nu mai lucrează, deci nu se va face nicio investigație RMN, pregătindu-se pentru a lua RMN-ul de la noi Gaci, având în vedere faptul că pe 20 aprilie noi suntem în graficul de a primi de la Ministerul Sănătății RMN-ul cel nou care mi s-a alocat. S-a stabilit unde vor merge pacienții să facă investigațiile RMN? Da, având în vedere că perioada asta de a dezafecta spațiul unei noi trebuie să îl montăm pe celălalt și de a interveni asupra spațiului efectiv, plus punerea în funcțiune propriu-zisă a aparatului RMN durează aproximativ, după calculele noastre, cam o lună zile. Noi a trebuit să ne luăm măsurile necesare ca să avem o continuitate în a asigura aceste investigații la pacienții noștri pe această perioadă și am trimis mai multe oferte la spitalele județene vecine, la Petroșan și la Craiova și plus la firma privată care are în dotare un RMN privat la noi în Târgu Jiu. S-a încheiat contractul cu firma din Târgu Jiu din mai multe motive. Unul, noi va trebui să plătim și cheltuielile de transport, este mai aproape, având în vedere că poate să vină un caz urgent și trebuie să îi se facă o investigație RMN pentru a-i se da cu exactitate și prompt un diagnostic, este aici. Deci totul este în regulă. Ce costuri implică pentru spital? Am redus, deci firma cea care ne făcea nouă RMN-uri înainte, erau cam 5 investigații gratuite pe zi la pacienții noștri. Noi am solicitat acum, ca să reducem din aceste cheltuieli, am solicitat, asta la programare, să facem 2 investigații pe zi. Acum, dacă sunt cazuri de urgență care vă spuneam, nu se pune problema să nu facem acel RMN. Ați făcut demersuri pentru înființarea unei spălătorii proprii. Care este stadiul acestui proiect? Am avut în vedere mai multe aspecte aici. Faptul că am înființat atelierul de croitorie și deja este funcțional, deja costurile de achiziție ni s-au redus foarte mult și plus că făcându-le noi în regie proprie este cu totul altceva. Noi luăm materialul, avem mașinile noastre, avem oamenii noștri, dar să știți că atelierul de croitorie l-am făcut cu dublu scop. Una pentru a crea lenjeria și tot ce trebuie pentru pacienții noștri și ca o ergoterapie pentru bolnavii psihici care avem acolo la psihiatrie. În fine, nu asta e. Deci, având vedere că am făcut croitoria, ideea noastră a fost ca să facem și spălătoria noastră, să internalizăm aici în Spitalul 700. Am găsit sursa de finanțare, am întocmit toată documentația, deci este în procedură
de achiziție pentru toată aparatura ce înseamnă această spălătorie, mașini de spălat, calandre, tot ce trebuie. Deci eu preconizez că până la sfârșitul lunii aprilie să fie funcționabil. Spuneți-ne despre echipamentele unității de primiri urgențe, despre secțiile modernizate și în ce costau aceste modernizări. Deci, avem în, de fapt, în, dacă o să vedeți pe site-ul spitalului, s-a afișat în proiectul meu de management, o să găsiți o serie întreagă de obiective prioritare pe care mi le-am stabilit pentru noul mandat de manager, dacă proiectul meu va fi considerat cel mai viabil și voi trece de etapa în concurs, o să vedeți că sunt foarte multe obiective care le-am considerat eu prioritare, dar și reale, bazate pe situația reală și ceea ce este și cel mai important, pe surse de finanțare certe. Pentru că așa pot să-mi propun orice și orice ne propunem, dar dacă nu ai și sursa de finanțare, deja sună altfel. Referitor la ce mi-a spus, ce m-ați întrebat dumneavoastră, cu secțiile care vor intra în reabilitare, cu fondul de la Consiliul Județean, secția obstetrică, ginecologie, cardiologie și endocrinologie. Sunt, din câte știu eu, sunt în faza de licitație. Apoi, cu atenție deosebită, acordăm secției psihiatrie, care avem la pasarelă, pentru că în etapa întâi, cu fonduri de la Ministerul Sănătății, am reabilitat acoperișul, am pus niște centrale termice și avem etapa a doua care să finalizăm. Vrem să facem, deci domnul președinte Cosmin Popescu a mers cu hârtia noastră la Ministerul Sănătății și avem promisiuni certe că vom primi sprijinul să finalizăm și acest obiectiv. Vreau să facem acolo pentru bolnavi psi și un parc de relaxare. Avem spre finalizare, chiar, nu știu, cred că în maxim 10 zile și dacă cred că 10 zile se va finaliza toată secția ortopedie. Tot etajul este reabilitat, inclusiv blocul operator acolo. Deci o parte din finanțare, extinderea care s-a făcut, este cu finanțare de la Consiliul Județean, o parte la blocul operator, la ortopedie, domnul doctor, șeful de secție, Bogdan Niculescu, printr-un ONG, ne-a solicitat acordul ca să poată să modernizeze acolo și am intervenit și noi cu, din banii proprii pentru cealaltă parte de cu linoleu antistatic, cu tot ce a însemnat pentru holuri și pentru saloane. Deci toată secția, de fapt tot etajul, va fi reabilitat complet. În ultima vreme, pacienții s-au plâns de mâncarea proastă din spital. Ați luat vreo măsură pentru a îmbunătăți hrana pacienților? Da. Au fost situații când care mi-au ajuns și mie, mi s-au adus la cunoștință că la pacient nu ajunge mâncarea care pleacă din bucătărie. Și am luat o serie întreagă de măsuri, dar nu sunt finale, pentru că totul e perfectibil. Am diversificat modul de prezentare al meniului.
am luat hotărârea ca felul 2 să se dea la caserole pentru ca să ajungă la pacient ceea ce este. Însă să știți că în continuare am făcut demersuri la firma care ne furnizează chiflele, pâinea, să ni le ambaleze, să ne dea ambalate. Așteptăm un răspuns la dâns și probabil implică niște costuri mai mari. Avem în permanență, în atenție, ca meniul să fie diversificat și să ajungă la pacient așa cum se prepară în bucătăria noastră, pentru că vreau să vă spun că chiar se prepară, avem bucătari buni care prepară meniul foarte bun. În schimb, nu se ajungea la pacient, dar am semnale pozitive după măsurile care le-am luat și vă dați seama că în continuare vom urmări să fie totul bine. Ați avut o ședință a cărei tema a fost comportamentul pe care îl aplică angajații pacienților. Ce concluzie ați tras? Da. Vă referiți la dispoziția care am dat-o când am fost numit ca manager interimar. Da, mi s-a părut o decizie corectă, care intră în atribuțiile oricărui manager, de a prelucra anumite, practic ele sunt instituite ca regulă în codul deontologic, în regulamentul intern, dar eu am prelucrat anumite dispoziții din ceea ce v-am spus mai înainte, care le-am considerat eu că trebuie să le reamintesc. De ce am făcut treaba asta? Pentru că vreau să vă spun că la nivelul unui manager ajung o serie întreagă de informații, nu numai de la pacienți, nu numai de la personal, și de la servicii, și de la alte structuri, și am considerat necesar că trebuie să fac această prelucrare pentru a preîntâmpina crearea unei imagini negative asupra Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, asupra personalului, atitudinea. Deci trebuie să ne schimbăm și asta este foarte clară, trebuie să ne schimbăm mentalitatea și atitudinea față de pacienți. Bineînțeles că de partea cealaltă a trebuit să iau o serie întreagă de măsuri și pentru a aduce la cunoștință și pacienților și vizitatorilor că au și dânsii o serie întreagă de drepturi și obligații și îndatoriri. Le-am afișat, am dat dispoziție acum, o să creăm un site mult mai deschis, cu mai multe informații, cu mai multe surse de informare și pentru pacienți și pentru noi, ca să și o să găsim și alte modalități prin care noi să venim în sprijinul atât al pacienților cu orice problemă care o consideră dânsii că nu au fost tratați sau, mă rog, că li s-a vorbit urât. Deci avem în permanență în atenție să eliminăm asemenea. Vă confruntați cu deficit de personal la ce secții? Deficit de personal. Da, să știți, am anumite segmente unde am deficit de personal. În schimb, să știți că am găsit înțelegerea ca să facem o analiză exactă, fiecare secție să înțeleagă că totul este de la bani. Deci dacă eu nu am sursele necesare pentru a crește aceste cheltuieli de personal, nu pot să fac nicio procedură
de a angaja alte persoane și așa, am discutat cu fiecare șef de secție și am mai redistribuit din personalul de la alte secții care au o adresabilitate mai mică spre secțiile celelalte. În schimb, după ce vom încheia contractul cu Casa de Sănătate, o să vedem pe ce buget ne putem baza și atunci o să intervenim să mai angajăm personal în sectoarele deficitare. Cel mai deficitar am la îngrijitor de curățenie. Acolo deja am mai scos la concurs acum. Vreau să creez tot în scopul reducerii cheltuielilor și pentru a putea să intervin la timp și eficient pentru a schimba imaginea spitalului. Vreau să fac sub îndrumarea directorului tehnic o echipă de meseriași de zugrav vopsitori și o să cumpărăm noi materiale, alte cheltuieli o să am și o să intervin la fiecare secție, să le zugrăvesc, să le fac. Deci, decât să apelez la o firmă să dau bani mai mulți, am luat această hotărâre. Iarăși, o atenție prioritară a noastră este pentru a aduce cât mai mulți medici tineri în spital. Avem deja până când din decembrie, acum cred că vreo 5-6 angajări de medici tineri avem și căutăm pe toate canalul ăsta de control să intervenim acolo unde este nevoie cu personal să reușim să acoperim lipsurile care sunt. Ați vrut să înființați o echipă pentru atragere de fonduri europene. Care este situația? Da. Preocuparea mea de când am fost numit manager la Spitalul Județean de Urgență Târgu, având în vedere multiplele sesizări a anumitor cadre medicale că nu s-a făcut nimic pentru perfecționarea cadrelor medicale, am încheiat un contract, un acord de parteneriat cu Spitalul Cantacuzino pe fonduri europene pentru școlarizarea a peste 350 de cadre medicale, medici și asistenți. Deja și acum am echipa de proiect, am la București, la Institutul Cantacuzino pentru a stabili ultimele detalii privind modul de selecționare a persoanelor care să facă parte din acest proiect, care să participe la cursuri, privind ce achiziții trebuie să facem, pentru că partea noastră ne revine de acolo aproximativ 35 de miliarde vechi. Noi va trebui să modernizăm două săli, să le dotăm cu tot ce înseamnă pentru, deci, cu fax, cu mobilierul necesar pentru cursuri, cu mese, cu scaune, plus o mașină de transport și va fi pe o durată de 3 ani acest curs, care este foarte bun pentru sunt mai multe module acolo, le-am prezentat la timp respectiv. Va fi foarte bun pentru cadrele noastre medicale. După ce se va termina, la sfârșit se vor selecta aproximativ 100 dintre aceștia și care vor participa la congrese, conferințe, inclusiv în Danemarca. Deci, suntem pe un drum bun. 3 candidați pentru funcția de manager a Spitalului Județean Gorj. Da. Concursul a intrat în linie dreaptă. Aveți emoții? Da, dacă o să vedeți pe site, s-au afișat deja proiectele de management ale noastre, al tuturor. Este proiectul meu, este proiectul doctorului Neață și proiectul domnului economist Grecu. Nu am nicio emoție, pentru că, vă spun, am un proiect
încă o dată, bazat pe realitate. Este un proiect îndrăzneț, un proiect cu o viziune managerială axată pe problemele care le-am considerat eu critice și am stabilit niște priorități și ce este cel mai de interes, am spus că este bazat și pe sursele de finanțare. În proiectul meu o să are posibilitatea oricine să-l vizualizeze pe site. În proiectul meu o să vedeți că gândirea echipei de conducere este pe un trend pozitiv. Bineînțeles că nu se pot face toate peste noapte, dar sunt stabilite și niște grafice și vreau foarte mult să mă țin de aceste grafice. Am studiat și celelalte proiecte, fiecare dintre candidați are opțiunea dânșilor. Este o comisie concurs care va stabili, fiecare își va dezvolta fiecare obiectiv în parte și îl va dezvolta, îl va prezenta. Este un concurs. Eu nu am emoții. Domnule director, noi vă mulțumim că ne-ați primit. Vă dorim multă baftă. Sunt Adina Mihuț și vă mulțumesc pentru atenție.